Un grup de părinți care au copii cu autism au înființat în 2008 Asociația Obștească SOS Autism. Aceștia sunt avocații copiilor lor, purtătorii de cuvânt principal către autoritățile din Republica Moldova. Sunt cei care atrag semnalul de alarmă asupra acestei afecțiuni și asupra problemelor acestui grup de cetățeni. Părinții informează și sensibilizează comunitatea cu privire la problematica copiilor cu autism și a familiilor acestora. Olga Guzun se numără printre acești părinți. Când a venit aici, de la prima ședință, eu am văzut că asta e ceea ce trebuie, pentru că eu am asistat la prima ședință și eu am văzut că copilul meu într-adevăr înțelege, copilul meu începe să învețe, copilul meu este curios, copilul meu este interesat și el pur și simplu nu vrea să se ridice de la masă. Deci el era foarte lacom și dornic de a cunoaște și de a vorbi, de a comunica. Pur și simplu nu îi se găsea lui cheița, deci toate restul metodelor nu erau acelea care trebuiau. Și asta este, adică ei sunt foarte diferiți, dar terapia ABA este cea care, într-adevăr, iată, știe cum să-i scoată din lumea lor și să-i întoarcă către noi. Copiii cu autism au nevoie de multă atenție, răbdare, încurajare, iar specialiștii de la Asociația Obștească SOS Autism le oferă aceste lucruri. De obicei, copiii la noi vin nu mai mult de 2 ore. Fiecare copil vine pe 2 ore de terapie, el are un program individual bine stabilit. Da, în fiecare zi, câte 2 ore. Este un program individual în care copilul învață abilitățile specifice pentru el, ceea ce nu cunoaște el, da? În așa mod, adică se petrece aceste 2 ore. Exercițiile diferă, da? El este ce țin de motricitate fină, motricitate grosieră, imitare verbală, abilități de joacă, acele abilități de autonomie pe care un copil trebuie să le cunoască, da? Pentru a avea grijă de el personal. Dacă părinții din start se las bătuți, atunci este mai greu pentru copil. Ei trebuie să vadă doar pozitiv, că copiilor o să reușească, că copilul o să aibă capacități și abilitățile necesare pentru a avea o viață independentă. Din păcate, în Republica Moldova există doar 2 centre care oferă servicii copiilor cu autism și părinților acestora, ambele amplasate la Chișinău. Despre centru dat am aflat de la radio, într-o emisiune, auzind-o pe doamna Leona cu o mână de părinți care spuneau despre copiii lor, cum se comportă copiii lor, atunci făcând o tangență, trecând pe această comună, am înțeles că copilul meu la fel este cu elemente sau cu autism, nu știam atunci. Fiindcă medicii îmi spuneau că totul este în regulă, copilul meu doar întârzie cu vorbirea și să vorbească cândva mai târziu. N-a fost deodată succesul nostru. A fost foarte, foarte mult timp. Noi am mers către unii lucruri care făceam luni întregi și nu mai veneau. Și într-o bună zi, parcă îmi pușca. Adică se pornea. Și la un moment dat, copilul meu are succes foarte mare. De fapt, întotdeauna spuneam copilul meu este nevorbitor. Când mergeam la o adunare de părinți sau undeva, mă împărtășeam cu gândurile mele, spuneam Sandu, este nevorbitor. Practic știu că 40% din copii cu autism nu o să vorbească niciodată. Și credeam că copilul meu este din copiii dați. Nu, copilul nostru ne-a frapat în decembrie anului trecut, când a început să numere până la 10. Prin intermediul Fundației Este Europene, SOS Autism a reușit să elaboreze un ghid pentru cadrele didactice în care s-au enumerat niște trucuri, niște metode bazate pe terapia ABA, care le-ar ușura în primul rând munca profesorilor și ar facilita procesul de incluziune a copiilor cu autism în clasele de masă. Pentru mai multe informații, accesați pagina asociației autismmoldova.md.